Acesta este primul lăcaș de cult din cele 5 pe care le voi prezenta în acest episod. Iată-l! Biserica nouă din Pildești, ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului. Biserica din Răchiteni, ce poartă hramul Sfântul Anton de Padova. Biserica din Adjudeni, ce poartă hramul Coborârea Sfântului Duh. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod! Astăzi îmi propun să pedalez pentru un eveniment caritabil și anume Hope on Wheels, astfel că am ales să parcurg 40 de kilometri pe un traseu de asfalt, în cadrul căruia să vă prezint și niște lăcașuri de cult interesante. Ce înseamnă Hope on Wheels? Păi acest eveniment încurajează pe toți pasionații de biciclete să pedaleze o anumită distanță la alegere, oriunde în țară, în zilele de 18 și 19 mai 2024. În baza acestor curse efectuate de către participanți, sponsorii vor dona câte €1 pentru fiecare kilometru pedalat, bani care se vor strânge pentru construirea unui spital de îngrijire paliativă pediatrică lângă București. În concluzie, eu voi parcurge 40 de kilometri, iar după validarea traseului, sponsorii vor dona 40 de euro în numele meu pentru această cauză caritabilă. Mi-am pregătit bicicleta Hardtail GT-ul pentru a parcurge această distanță cât mai eficient și anume, am înlocuit anvelopele cu profil mountain bike cu unele cu profil de asfalt. De asemenea, am renunțat la vechile pedale și am montat unele noi cu aspect mai plăcut și care oferă o aderență sporită. Acestea fiind spuse, să dăm drumul la treabă. Voi începe traseul din centrul Romanului, mai exact de la Biserica Armenească, ce poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Acesta este primul lăcaș de cult din cele 5 pe care le voi prezenta în acest episod. Iată-l! Bun! Mă voi îndrepta acum către Pildești. Intrarea în cordon. Simionești. Se simte că noile anvelope rulează mult mai bine decât cele cu profil mountain bike. Parcă nu mai opun atâta rezistență. Mă simt ca pe o cursieră. Aici mă intersectez cu autostrada A7, tronsonul Bacău-Pașcani. Bun, am ajuns la cel de-al doilea lăcaș de cult. Iată-l, Biserica nouă din Pildești, ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Ok, următoarea oprire, Săbăoani. Am ajuns la următorul obiectiv. Iată Biserica Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului. Ok, următoarea oprire, Răchiteni. Voi traversa E85 cu grijă și nu pe bicicletă. Și o scurtă coborâre. Minunat! Am ajuns la cel de-al patrulea lăcaș de cult. Iată-l! Biserica din Răchiteni, ce poartă hramul Sfântul Anton de Padova. Ce arhitectură frumoasă! Ok, următoarea oprire și ultima, Adjudeni. A început vântul să opună rezistență și am ajuns nu degeaba l-am lăsat la urmă. Iată-l, biserica din Adjudeni, ce poartă hramul Coborârea Sfântului Duh. După părerea mea, este cea mai frumoasă din zona Romanului. Pur și simplu o ador. O vezi de oriunde. Bun, dragilor, eu de acum mă voi îndrepta către Roman, unde voi încheia acest traseu. Sper ca cei 40 de km parcurși să ajute cauza Hope on Wheels și să se transforme în 40 de euro care vor pleca din buzunarele sponsorilor direct către fondurile destinate construirii acelui spital de lângă București. Precizez faptul că bicicleta s-a comportat exemplar. Anvelopele acestea au rulat foarte bine pe asfalt. Este timpul să mă retrag. Se face târziu, iar familia mă așteaptă cu ceva dulce. Iată, prăjitură răsturnată cu cireșe și caramel. Cine vrea rețeta să o ceară în comentarii. O să răspundă soția. Ne vedem data viitoare, iar până atunci vă salut și vă urez numai bine!